Prințul Charles a ieșit într-un ropot de aplauze din Biserica Neagră din Brașov. Pe lângă turiști a fost întâmpinat de zeci de elevi care au plecat de la ore special ca să-l vadă. Am auzit că a intrat acolo. Și ești entuziasmat? Foarte entuziasmat că ai venit la noi în școală, la Brașov. Aș chiuli și de la oră, nu-mi pasă de absențe ca să-l văd în realitate. We saw him up in the forest when he was walking up there. It's nice to see him visit Romania and come back each year to visit the country. No, the security made me stay away. Moștenitorul coroanei britanice a mai vizitat centrul vechi al Brașovului și casa parohială și a fost încântat de ce a văzut. Did you like the Black Church? Very much. You bring your nephew? S-a interesat de istoria comunității evanghelice. S-a interesat de istoria bisericii, de arhiva bisericii. A fost la orga din față din biserică, orga istorică din Rupea, care a fost prezentată și ulterior a urcat sus la orga Buholț pe balconul bisericii. Următoarea oprire a fost la Șcheii Brașovului, unde a vizitat prima școală românească și Biserica Sfântul Nicolae. Acolo a avut parte de o surpriză. S-a întâlnit cu un grup de englezi. În prima noapte în România, prințul Charles a stat la conacul contelui Tibor Calnoki, un vechi prieten de-al său. So our highness arrived yesterday. We had a quick look at Viscri, at his house at Viscri. And then he came on to Vitoșoara, Bufoara, and he stayed here for the night, had dinner. După cum știți, vine fiecare an la noi. Și anul acesta am pregătit, chiar eu am stat și în bucătărie să pregătim capioară. Prințul Charles va merge și pe Valea Zălanului, unde deține mai multe proprietăți, dar și să vadă câmpia cu flori rare, primită în dar de nepotul său de la contele Calnoki.